Se pare că nimic nu-i mai surprinde pe zeloani, nici chiar scumpirea alimentelor înainte de sărbători. Dacă în străinătate sunt reduceri mari de sărbători, la noi funcționează metoda de scumpire. Cel puțin așa cred comercianții și dacă oamenii sunt nemulțumiți, i-au găsit soluții și anume să facă cumpărăturile în străinătate, chiar aproape la vecinii noștri în Ungaria, așa că banii o să alimenteze bugetul altora pentru prosperitatea lor. Înainte de sărbători se vor scumpi alimentele, cum comentați? Aia nu-i treaba noastră. Fac ei ce vreau, ce să faci cu ei? Asta este, nu avem ce face. Să scumpesc, să scumpesc. Părere că are, că se fac răzbici. De lucru nu prea avem. Știți că nu vrem. Ce să facem? Ne alinem la Europa. Nu? Asta e treaba. Mergem la euro, așa și în alte țări, după câte am văzut, cam prețurile cam destul de scumpe. Mă la ei se fac răzbici mult mai mari ca la noi. Asta e toată problema, cred că. Deci nu suntem corelați salariile cu munca de aici și cu munca de acolo. Nu sunt informată, nu prea bine, dar acceptăm situația, suntem obișnuiți cu de toate. Suntem obișnuiți, deja lumea este obișnuită cu este așa ceva. La toată. Deci suntem imuni la tot. Nu ne mai miră absolut nimica, că se scumpesc, e normal, trebuie să scoată de undeva, tot de pe spatele oamenilor, că altfel n-au de unde. Nu e o idee bună, părerea mea, fiindcă dacă produsele sunt mai ieftine, lumea cumpără mai multe produse și asta e mai bine și pentru comerț. Fără comentarii, nu mă aștept ce e mai rău. În România tot așa e tot timpul. Înainte de sărbători, în loc să fie vânzările mai multe, atunci ei scumpesc. În străinătate e invers. Oamenii sunt cam prost, ei așteaptă sărbătorile care aduc scumpiri. Eu nu le aștept, sincer. Un răbdat, dar ce o faci? Care n-au bani mai mulți ca și repede. Să nu știu până când. Nu mai avem găuri la curauă. Catastrofă. Murim, nu rezistăm la salariile noastre, mai ales în salarii la noi în Zalău, la salarii de mizerie, nu. Greu, foarte greu. Foarte, foarte.